Șoferi depistați făcând taximetrie la negru, transportatori descoperiți conducând cu alte carduri tahograf, dar și conducători auto care nu respectă regulile minime în trafic. Este bilanțul câtorva ore de control al polițiștilor din Mehedinți. Ăsta nu merge, vedeți? Nu mai. Vedeți? S-o fi scuturat, domnul, o-i fi dat primul loc groapă și s-o fi scuturat. Rămâneți la mașină, închideți ușile, vă rog, rămâneți la mașină. Această șoferiță a fost trasă pe dreapta pentru că nu purta centura de siguranță. În plus, femeia nu a oprit la semnalul polițiștilor, iar autoturismul său nu avea luminile pentru stop funcționale. Nu mi-a făcut semn. Ba da, v-a făcut. Deci a oprit domnul acolo, pe lateral. Eu am crezut că face acolo, în stânga. V-a făcut semn polițistul din mașină. Am observat semnul. Cu ce a scos? Cu mâna? Cu... Da, nu am văzut mâna scoasă. Arătați-mi dacă e mâna scoasă. Eu n-am văzut mâna scoasă. Eu am crezut că oamenii stau acolo. Și că vor, după ce trec eu, să-și facă... Cu ceva au descoperit? Bă, am zis că nu am centura de siguranță și că nu merge un bec pe spate. Ce drept, centura n-am pus-o, că nu prea stau bine cu coloana și mă afectează când mă aplec, mă amețește la cap. Acest șofer de tir din Bulgaria a rămas fără permis după ce a fost depistat conducând cu un alt card tahograf, iar în timpul controlului a aruncat documentul într-o rigolă de scurgere a apei. Card document. Mai colega, card document. Five seconds, ok? Mai. Stop. Put this. Partea albă, luat dumneavoastră. Ok, zero. Did you have another card tahograf? De altfel, au fost depistați mai mulți conducători auto care efectuau transport de persoane ilegal. Acest șofer din Gorj a susținut inițial că are autorizație de transport persoane, însă realitatea era alta. Pentru fapta sa, a rămas fără plăcuțe de înmatriculare și a fost tras pe dreapta în parcare. Nu s-a oprit însă aici, câteva zeci de minute mai târziu a comis o infracțiune. A plecat fără numere de înmatriculare, fiind depistat din nou de polițiști. Acest transport de persoane? Da. Nu eu, unchiul meu. Și aveți autorizație pentru asta? Are. Trebuie să ai. Face de 20 de ani. Și noastră? Cât dați pentru până la Timișoara? 70, da? La serviciul rutier, având în vedere că efectuați curse de tip taxi fără autorizație, o să fiți sancționat conform legii 38/2003. Vă rog să demontați plăcuțele cu numărul de matriculare și pe față și pe spate, o să reține plăcuțele și certificatul de matriculare. Amenda este între 1000 de lei și 5000 de lei, în funcție și de atitudinea noastră. Aici, peste stradă, aveți restaurant pentru oameni, până vă vine cineva să vă ia mașina, da? O să fac un tocmesc procesul verbal, până întocmesc procesul verbal, dar să se îndemurta și mie numele de matriculare, pe față și pe stradă, da? Da. Au fost constatate foarte multe abateri, aici putem face referire de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Am identificat conducători auto care conduceau autovehicule de transport marfă manipulând aparatul tahograf, utilizând alte cartele tahografice. Totodată au fost identificați conducători auto care efectuau transport neautorizat de persoane, fiind reținute plăcuțele și certificatele de înmatriculare, iar unul din conducătorii auto, după ce s-au reținut plăcuțele cu numărul de înmatriculare, au plecat cu mașina chiar dacă acestea erau reținute, întocmindu-i se dosar penal. Totodată a fost constatată și o infracțiune de conducere a unui autovehicul având permis de altă categorie. Acțiunea polițiștilor mehedințeni a vizat toate categoriile de participanți la trafic. E benefică, mai ales că noaptea se întâmplă cele mai multe evenimente și foarte bună, ar trebui din ce în ce mai des. Sunt controlate acte, alcoolemii, cum vedeți? Foarte bun, mai mult ar trebui pe droguri decât pe alcoolemie. În România se vede o mare parte din accidente se pune din cauza efectelor acestor. Foarte bună, că sunt destule probleme. Care credeți că este cea mai mare problemă în trafic? Alcoolul și drogurile. Deci sunt binevenite astfel de acțiuni? Sunt binevenite, să vină în continuu ca să-i liniștească. Extraordinară, o acțiune extraordinară. Mi se pare normal să fie în drum ca să-și facă treaba și ați văzut ce se întâmplă, ce nenorociri sunt. Iar la fel cu alcool testul și cu acele drug test pentru drogați, să mă ierte, dar e foarte bine. Care vi se pare cel mai mare pericol în trafic? Acesta, în primul rând, cu alcool, cu consumul de alcool și consumul de droguri, dar și indisciplina șoferilor. De altfel, oamenii legii vor continua acțiunea pe parcursul întregii zile.